În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși părinți, iubiți frați în Domnul, din mila lui Dumnezeu, suntem în Duminica a patra după Rusalii. M-a ascultat citindu-se Evanghelia de la Matei, din capitolul 8, versetele 5 la 13. Și l-am văzut pe Mântuitorul intrând în Capernaum, o localitate din Galileea, de lângă Marea Tiberiadei sau Marea Galilei. Mântuitorul se întorcea în Capernaum și la intrare îl întâmpină un cetățean străin, un centurion, adică un responsabil peste 100 de ostași romani. Un centurion îl întâmpină și poate unii s-ar fi speriat de ce să vină un centurion la mine, mă arestează sau cine știe ce-mi face, dar el vine cu o rugăminte. Vine cu o rugăminte pentru sluga lui bolnavă, paralizată. Și spune Mântuitorului, Doamne sau Domnule, cum i-ar fi zis, sluga mea zace bolnavă în pat și vino de vindec-o. Sau fă cumva să o vindeci. Mântuitorul răspunde imediat, venind, o voi vindeca. Dar centurionul roman repede spune, Doamne, eu nu sunt vrednic să intri la mine în casă, pentru că sunt cetățean roman și nu sunt evreu. Spune doar cu cuvântul, că și eu, soldat fiind, spun cu cuvântul. Am soldat sub mine și am superiori deasupra mea. Și celor de sub mine le spun, fă aceasta și el face, sau du-te undeva și el se duce. Și Mântuitorul ne spune celălalt evanghelistul Luca, nu era singur în fața centurionului roman, ci veniseră și notabilitățile sau bătrânii din Capernaum, bătrânii înțelepți și spuneau, e vrednic să-i face asta, că el cu soldații lui ne-a zidit sinagoga. Și noi ne aducem aminte și părinții își aduc aminte mai bine decât mine. La începutul mănăstirii veneau de la unitatea militară, de pe chip, superior cu soldați și ne ajutau la construirea mănăstirii. Și vineau unii după ce au terminat stadiul militar, vin încă pe acum și spun, am lucrat și noi aici. Așa a fost centurionul roman. Și Mântuitorul se întoarce către ai lui, adică către evrei și spune, adevărat vă spun vouă, nici în Israel, în tot Israelul, n-am aflat atâta credință. Și pe urmă îi dă drumul centurionului și spune mai departe, du-te să-ți fie ție după cum ai crezut. Și sluga lui s-a vindecat chiar în acel ceas. Și pe noi ne intrigă un cuvânt al Mântuitorului. Cum adică un cetățean străin și păgân, un netăiat împrejur, cum spuneau evrei, are mai multă credință decât tot poporul lui Israel. Ce înseamnă mai multă credință? Sau atâta credință n-am găsit în tot poporul? Pentru că evreii se socoteau oameni foarte credincioși, cum ne socotim și noi poporul român. Chiar dacă nu avem toate semnalmentele unui om credincios, ne socotim oameni credincioși. Și credințele sunt de foarte multe feluri. De foarte multe feluri, omul poate crede aproape în orice. Poate crede în OZN-uri. Poate crede în bani. Poate crede în bursă sau în casele de pariuri. Dar omul poate crede în orice. Se poate crede în sine. Poate crede în, mai știu eu ce, religii care sunt acum la modă. E foarte ușor să crezi. Spune Sfântul Simeon, nou teolog, îți trebuie doar puțină voință ca să crezi. Mult mai greu, spune tot Sfântul Simeon, este să iubești. Și aici trebuie să ne îndreptăm ca să înțelegem de ce Mântuitorul spune că un cetățean păgân, un soldat, are mai multă credință decât tot poporul lui Israel. Pentru că poporul lui Israel chiar credea.
Atâta de mult credeam când îmi vine să spun mai că nu mai avea nevoie de Dumnezeu. Poporul lui Israel atât și în așa chip credea în promisiunile lui Dumnezeu încât aproape nu mai avea nevoie de Dumnezeu. Pentru că credința lor era a lor și ca să vă dați seama despre ce vorbesc și despre ce vorbește Mântuitorul, la ce anume se referă, pentru că se referă și pentru noi cei de astăzi, să-L ascultăm pe Mântuitorul ce spune în continuare. Și spune către ai Lui, adevărat, adevărat zic vouă, că vor veni alții de la răsărit și de la apus. Și vor ședea la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Ei, aceste lucruri trebuie să le lămurim noi acum, pentru că aici ne arată Dumnezeu credința care îi place și credința care nu îi place. Și ne spune Mântuitorul cu cuvintele Lui și dacă am ști Sfânta Scriptură, ne-am dat seama la ce se referă Mântuitorul Iisus Hristos. Și spune așa, vor ședea la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob. Asta era nădejdea cea mai mare și cea mai de inimă și de suflet a poporului evreu. Ca dincolo împărăția lui Dumnezeu să șadă la masă cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov, cu toți patriarhii prorocilor, poporului evreu, cu toți prorocii, cu toți drepții, să stea toată lumea, tam, nisam, alan, dalan, doar pentru că ești evreu sau ești tăiat împrejur, să stea la masă. Și ne spune Mântuitorul că alții vor veni și vor sta la masă. Alții vor veni și vor sta la masă cu cine? Cu Avraam. Și aici vreau să vă opresc ca să vă dați seama ce fel de credință iubește Dumnezeu. Pentru că nu orice credință e pe placul lui Dumnezeu. Pe placul lui Dumnezeu și cine deschide acasă cartea Facerii, adică prima carte din Biblie, citește acolo viața minunată a lui Avraam, care a fost primul om chemat de Dumnezeu. Primul om chemat de Dumnezeu și îmi vine să zic, poate cei care sunteți mai studioși și mai pasionați de lectură, ați citit vreodată la Mircea Eliade, la marele nostru istoric al religiilor, când spune așa, Avraam, tatăl credinței. Este un capitol întreg, Avraam, tatăl sau părintele credinței. Dar ce nu știa Eliade și ce ne spune Iisus, în schimb, astăzi, este că nu orice credință e pe placul lui Dumnezeu, ci credința lui Avraam. Și ce a făcut Avraam, ca să vă dați seama ce credință avea Avraam. Și îmi vine să spun că nu-i bun cuvântul credință când vorbim despre Avraam. E prea mic. E prea mic cuvântul credință când vine vorba de Avraam. Pentru că Avraam a fost, la un moment dat Dumnezeu îi se arată și îi spune, ieși din Haran, adică din Orientul Mijlociu, de unde locuia el, din casa și patria părintelui tău. Și du-te cu bagaje, cu familie, cu avere, în țara pe care ți-o voi arăta eu. Ei, gândiți-vă că cineva visează într-o noapte, îl visează pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, ieși, lasă tot în urmă, lasă tot în urmă și vino în țara în care îți spun eu. Și Avraam a făcut așa, l-a lăsat familia sa, a lăsat casa părintelui său și a plecat cu soția, a plecat cu nepotul său Lot și cu toate cele ale gospodăriei lui și s-a dus pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu, pe cuvânt. De aceea Avraam, îi spunem și Avraam, nu credinciosul, că-i puțin, Avraam, ascultătorul. Credința ca ascultare, asta avea Avraam. Și pe urmă trec ani și Dumnezeu îi tot promite din tine, de aia te-am ales că vreau să ridic un popor mult și numeros ca nisipul de pe țărmul mării și ca stelele cerului.
Și Avram îmbătrânește și nu îi se naște fiul. Soția lui, Sara, era stearpă și nu năștea. Și Avram nu zice nimic și ascultă. Și Dumnezeu se arată iarăși. Și Sara, la un moment dat, găsește un subterfugiu, o treabă de doi bani. Îi zice, culcă-te cu sluga mea și eu fiez copilul și îl vom socoti ca al tău și ca al meu. Dar nici așa Dumnezeu îi spune, nu Ismael, adică copilul din slugă te va moșteni, ci eu îți voi da un urmaș. Și Avram avea deja vreo 89 de ani. 89 de ani avea Avram. Avram a trăit 150 și ceva de ani. Și la 89 de ani Dumnezeu îi promite, nu el te va moșteni, ci îți voi da alt urmaș. Și trec 10 ani. Și Avram ascultă și nu zice nimic. Avram ascultă și nu renunță la religia lui, la credința lui în Dumnezeu. Și la 99 de ani vine Dumnezeu la el iarăși la stejarul Mamrii și zice, la anul, pe vremea aceasta, Sara, soția ta, va avea un prunc în brațe de la tine. Și se împlinește. Și Avram a ascultat și a primit darul de la Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Ca să vedem noi oamenii de acum cât de tare asculta Avram de Dumnezeu. Copilul la un moment dat, Isaac, că de el e vorba, cam pe la 14-15 ani, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău unul născut și du-te în muntele pe care ți-l arăt eu. Muntele, se știe astăzi, este fostul munte Moria sau colina Sionului sau locul pe care a fost zidit templul din Ierusalim. Dar atunci era doar un undelușor, Moria se numea, și spune, ia-l pe fiul tău și du-l în munte și jerfește-mi-l mie. Junghi-l, pune-l pe lemne și adu-l ardere de tot înaintea lui Dumnezeu. Ei, gândiți-vă credința lui Avram. Și Avram pleacă cu slugile și nu le spune nimic. Nu le spune nimic, doar inima lui era amărâtă și sfâșiată înăuntru său. Și merge și se apropie de munte și lasă slugile. Hai că mă duc eu cu copilul, ne închinăm lui Dumnezeu și venim înapoi. Și pune lui Isaac, care putea purta o sarcină de lemne, Avram ia un bol cu foc, cu flacără, și se duc în munte. Și știm din Cartea Facerii că dă Avram să ia cuțitul, să junghe până la urmă. Vrea să junghe pe fiul său. Și se arată un înger și spune, gata. Acum am cunoscut, spune Domnul, că mă iubești mai mult decât orice. Aceasta este credința lui Avram. Credința ca ascultare. Și Dumnezeu astăzi în Evanghelie și le spune lor, evreilor, și ne spune nouă tuturor, asta e credința care îmi place. Credința ca ascultare. Și Mântuitorul spune mai departe, vor ședea cu Avram, adică cu Avram, ascultătorul la masă. Vor ședea cu Isaac, ascultătorul, și cu Iacov ascultătorul, și al fii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, unde este plângere și scrâșnire de dinți. Și un cuvânt vechi foarte și noi nu înțelegem ce înseamnă plângere și scrâșnire de dinți. Plângere și scrâșnire de dinți înseamnă când tu ești aruncat afară din rai și din biserică și de la masa lui Dumnezeu, și celălalt pe care îl disprețuiai, pe care nu dădeai doi bani, pe care îl socoteai sub tine, mai sărat, mai slab, mai prost, mai puțin credincios, mai nedrept, el stă la masă cu Dumnezeu. Și ce faci atunci? Plângi și scrâșnești din dinți. Asta era cuvântul și un cuvânt dur, vedeți? Un cuvânt dur, spune Mântuitorul. Noi ni se pare astăzi și lăudăm, da, pe centurionul roman că avea credință, că îi păsa de slugă, putea să nu-i pese de slugă, putea să o lasă să moară.
Dar ce avea? Avea credința ca ascultare, asculta de Dumnezeu, asculta ca un soldat. Vedeți dumneavoastră, centurionul ascultă ca un soldat. Dar aceasta este credința care îi place lui Dumnezeu. Nu că ne vrea să dăm ordin, să ne batem joc, cum se mai întâmplă în armată. Nu! Dumnezeu vrea să zică și omul să asculte, dar să asculte la milimetru. Noi avem credințele noastre, vedeți, avem credințele noastre, dar facem ce vrem. Facem ce ne taie capul, facem ce ne interesează, dar Dumnezeu nu iubește acest gen de credință. Dumnezeu iubește credința ca ascultare. De aceea cuvintele acestea ni se potrivește și nouă celor de astăzi. Niciunul dintre noi să nu se culce pe ureche că sunt botezat și sunt creștin ortodox și mă voi mântui. Că am credința mea puternică, că stau acasă, că vin la biserică, am credința mea puternică și asta îi place lui Dumnezeu. Fals. Nu îi place lui Dumnezeu orice fel de credință. Fie că ești episcop, că ești preot, că ești călugăr, oricine are nevoie să se smerească, oricine are nevoie să asculte, oricine are nevoie să ceară binecuvântare și să nu comenteze dacă vrea să fie pe placul lui Dumnezeu. Și de ce vă spun aceste trei lucruri? Pentru că noi, călugării, că veniți și vă place de noi, bănuim noi. Veniți și ne umpleți curtea. Pentru că noi, călugării, am să vă spun un secret. Noi, călugării, în viața noastră monahală, încercăm să facem tocmai asta. Credința de tipul lui Avraam. Credința ca ascultare. Și nu vă spun lăudându-ne ca și cum ne-am ști toate de la A la Z. De la A la Z. Noi, călugării de aici, care am rămas după Părintele Ghelase de fericită pomenire, căutăm încă să învățăm abecedarul credinței. Abecedarul credinței ca ascultare. Și abecedarul cu ce începe? Cu A, cu B, cu C. Dar sunt vreo 20 de litere în abecedarul nostru. Și începem așa. A, de la ascultare. B, de la binecuvântare. Și C, de la fără comentarii. Noi, călugării, aici ne străduim și să nu credeți că suntem prea grozavi. Toți aproape suntem la litera A. Toți învățăm încă acest abecedar de începător de la litera A. Pentru că toți încercăm toată viața noastră să avem credința ca ascultare. Credința în care cerem binecuvântare tot timpul. Noi, călugării, cerem binecuvântare și acum când am venit înaintea voastră, înainte să predic, înainte să deschid gura, am cerut binecuvântare de la Părintele Stareț. Așa se ia binecuvântarea, le spunea și Părintele, citind Epistola către Evrei. Cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și tot așa, și tot așa, până la cel mai mic. Ascultare, binecuvântare și fără comentarii. Centurionul din Evanghelia de astăzi și Avraam de acum câteva mii de ani și sânul lui Avraam care credem că ne așteaptă înseamnă fără comentarii. Gândiți-vă că Dumnezeu putea să comenteze înaintea lui Dumnezeu. Putea să se opună și am zice noi pe bună dreptate, Doamne, până aici, ăsta e copilul meu, până aici, credință, de aici, familie. Dar a mers pe ascultare, a mers pe cuvântul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu care i l-a dat pe Isaac putea să-i dea a doua oară și a treia oară și a patra oară putea să-i învieze din morți. Dar această ascultare și binecuvântare ne învață pe noi centurionul de astăzi și ne învață să fim smeriți. Învață să ne măsurăm bine după calapotul care trebuie credința noastră. Să nu creadă nimeni că suntem gata mântuiți. Să nu creadă nimeni că toate ale noastre sunt pe placul lui Dumnezeu. Nu sunt toate ale noastre pe placul lui Dumnezeu. Dar unde este smerenie, unde este ascultare, unde este binecuvântare, Dumnezeu face minuni, cum a făcut și atunci. Și facă Dumnezeu ca toată viața noastră să o petrecem
în ascultare de preot, în ascultare de duhovnicul nostru, sau în ascultare de părinți, de tata și de mama, în ascultare de un frate mai mare, în ascultare de un prieten care poate să-ți spună când greșești sau când e bine. Și facă Dumnezeu ca toate să le putem ține pe placul și pe bună plăcerea lui Dumnezeu. Amin.